Cele două formații de volei din județul Neamț vor susține sâmbătă meciurile din etapa 17 a campionatului feminin, respectiv masculin. De la ora 18 la sala polivalentă, voleibalistele de la UNIC vor primi vizita oltencelor de la Municipal Craiova, formația de pe locul 10 în clasament cu 12 puncte. De partea cealaltă, elevele lui Marian Constantin și Mihaela Voievod se află pe locul 11 cu 11 puncte, dar în caz de un succes pot urca 3 poziții în clasament. În competiția masculină, VCM-le PS Piatra Neamț va evolua în deplasare cu Banatul Caransebeș pe ultima clasată în ierarhia internă cu doar 12 puncte. Nici oaspeții nu stau mai bine în clasament, aflându-se pe locul 9 cu 16 puncte. În tur la Piatra Neamț, Volei Club a câștigat cu 3-0 partida cu Banatul Caransebeș, dar vine după două eșecuri în campionat, 0-3, la CSM București și acasă cu Arcada Galați, iar oficialii pe terenul sunt foarte optimiști. Plecăm la Caransebeș. Ce pot să vă spun? Poate pauza asta de aproape o săptămână ne va face să reprogramăm echipa pentru un joc mai frumos. Partida dintre Banatul Caransebeș și VCM-le PS Piatra Neamț se joacă sâmbătă de la ora 18 și este arbitrată de cuplul Cristea Besoi.